Ziua cea mare pentru absolvenții de liceu care au aflat dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat. După publicarea rezultatelor pe internet și afișarea la sediile liceelor, vestea bună a venit pentru aproximativ 62% dintre înscriși, cei care au reușit să promoveze. Sunt eu. Fericită? Da, evident, l-am luat și nici măcar nu m-am uitat pe internet, am vrut să vin aici la fața locului să văd cu ochii mei. Ce notă ai obținut? Am luat la română 7.70, la istorie 7.40 și la sociologie 7. Nu sunt chiar așa mulțumită, dar l-am luat. Voi mai mult? Da, evident. Am fost foarte fericit, mă așteptam să iau bacul, dar a fost o veste bună. Ce notă ai obținut? Am luat 5 la română, 5.80 la istorie și 9.60 la geografie. Ce urmează acum? O să stau un an acasă și după aia încerc la Academia de Poliție. Cum ai primit vestea? Am fost foarte încântată. Mă bucur foarte mult că am luat bacul. Ce notă ai obținut? 6.18. Ce urmează acum? Păi, nu știu, încă nu m-am gândit. Facultate? Da, vreau să dau la facultate. Ce facultate? Nu știu, mă gândeam la facultatea de litere, dar acum să vedem. M-am bucurat, dar am fost și tristă că nu am fost media care m-am gândit eu. Ce medie voiai tu? Nu știu, peste 7, vreau un 8, ceva de genul. Din 3302 elevi dâmbovițeni înscriși la această sesiune, 2 au fost de 10. Rareș Borcea de la Colegiul Național Constantin Carabela din Târgoviște și Beatrice Maria Grigore, absolventă a Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu. Cei nemulțumiți de rezultatele obținute au posibilitatea de a depune contestații. Pe județ avem un rezultat procentual de peste 62%, cu 4% mai mare decât cel de anul trecut. Nu știu încă la acest moment care este poziția în ierarhia națională, care este mai importantă, după părerea mea, decât cifrele în sine. Numeric au fost declarați reușiți 1935 de elevi din cei 3119 prezenți. Ca și licee de top, și anul acesta avem Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu cu 99,53% procent de promovare, Constantin Carabela 94,7%, Cantacuzino 92% și tot cu peste 90% Colegiul Economic Ion Ghica. Nu avem licee cu zero promovați, din fericire, dar avem licee care se situează și în zona de jos cu 4, 5, 6, 10 procente. Ca de obicei, aici e vorba de liceele tehnologice deja consacrate, să zic, în această zonă. Așteptăm cu interes rezultatele după contestații. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi afișate pe data de 10 iulie. Cei care nu au promovat în această sesiune mai au o șansă în sesiunea august-septembrie 2017.